pe în principiu să nu forțăm nota mai mult decât este cazul. Am calculat eu așa și astăzi este vineri. Joi trebuia să înceapă cloșca mea să scoată pui. Acum, evident că mă așteptam ca ouăle să iasă ușor de calat, pentru că în situația în care ar mai fi și altă găină în cuibui, atunci un leu ar fi început dezvoltarea mai târziu. Bun. Aseară târziu m-am dus să văd despre ce e vorba și am găsit un lucru interesant la cloșca. Mă refer la cloșca aceea care clocea în sălbăticie. Am pus filmul cu ea. Și lângă găină erau cojile a două dar care nu arătau ca niște coji din care au eclozat puii, ci arătau foarte ciudat, ca și cum ar fi fost mâncate de ceva. Și de asemenea, foarte aproape de ea, chiar aici, în zona capului ei, era un, opa, era un pui care ieșise din ou, dar nu de tot, ieșise doar jumate și murise. Și m-am gândit, domne, probabil că vinovată este o pisică. Sunt pisici care vin așa foarte aproape de cloști. Cloștile sunt obișnuite cu ele, vin foarte aproape și bagă laba ușor sub găină, nu știu dacă ați văzut vreodată, dar urmăriți. Sau mă rog, sper să nu aveți ocazia cu ghilimele de rigoare să aveți astfel de, de situații vin foarte aproape, bagă, efectiv, bagă laba sub găină și încep să tragă puișorii afară și îi mănâncă. Dar, probabil că cele două ouă care erau sparte nu au avut pui în ele. iar ăsta, în momentul în care e clozat, pisica l-a tras afară și n-a putut să-l mănânce pentru că probabil a lovit o cloșcă așa cum, iată, iată, mă lovește și pe mine. Bun, e, Asta a fost suficient pentru mine ca să-mi spună că deja avem o problemă și totuși nu trebuie să întindem coarda mai mult decât este necesar, mai ales că începuseră să se audă puișori în... începuseră să se audă puișori în, în ou. Motiv pentru care, profitând de faptul că o găină atunci când începe să eclozeze pui nu se mai mișcă de pe cuib, indiferent de situație, pentru că ea știe că atunci puii sunt într-o situație foarte, foarte vulnerabilă și ea trebuie să încălzească, să încălzească ulele foarte bine, astfel încât puii se poate ecloza în liniște. Am luat-o. Am pus-o după câte se poate vedea într-o cutie de, nu sunt două, una peste alta, sau una între alta, mai bine zis, într-o cutie de banane. Am amenajat un cuib și am adus-o la loc sigur. Deci n-am lăsat-o, n-am întins scoada la maxim și n-am lăsat-o să eclozeze pui în sălbăticie. Pentru că era clar că se întâmplă ceva ce nu e bine. Surpriza a fost că am găsit sub ea 25 de ouă. Deci unde au încăput 25 de ouă sub găina asta nu pot să-mi dau seama. Și nu au fost 25, au fost minim 28. Deci 25 plus 2 care erau sparte lângă și ăla care era puiul mort în el. Deci, 28 minim, clar au fost vreo 32. Și cu toate astea, atunci când am filmat-o și se vedea foarte clar și pe cameră, nu se vedea niciun ou. Deci, această găină reușește cumva și e o găină țărănească, e o găină normală. Deci, e o găină, găină țărănească, dar nu mică. Deci, e o găină de talie medie. N-am avut niciodată o cloșcă care să acopere 30 de ou. Și asta a reușit. Numai că vremea deosebit de rece și-a spus cuvântul din cele 25 de ouă, 10 erau limpezi. Însă, nu vremea, atunci când am verificat cu lanterna, am constatat că nu vremea a fost de vină pentru faptul că ouăle respective nu aveau pui, fiindcă embrionii nu se opriseră din evoluție. Semn că nu le-a răcit găina, ci pur și simplu au fost necălcate. Și există și o explicație în sensul ăsta, găina respectivă stea foarte mult plecată de acasă, stătea mult pe acel teren, venea doar seara târziu, deci e foarte posibil ca în cazul ei cocoșii să nu-și fi făcut treaba așa cum, cum se cuvine. Ei au călcat găinile din curte care se lângă ei în permanență și asta fiind plecată cocoșii n-am niciunul care să meargă cu, cu ele pe acolo, pe, pe terenul ăla. Deci ea n-a fost călcată suficient și atunci 10 ouă erau limpezi. 15 însă pui în ele, dezvoltați normal, nu știu dacă toți vi sau nu. Nu știu dacă toți vii sau nu. Cert este că uh, erau. Se aud uh, și acum. Mă rog, nu, acum nu se audă. Da. Iată, se auzeau ceva mai devreme, găina se ridică, se mișcă. Asta pentru că subia deja sunt unul sau doi pui eclozat și uscați. Dar nu mai deranjez acum ca să iau de acolo. Nu mai deranjez, o las în pace. Nu știu câți vor ieși din cele 15 ouă care au rămas, nu mă aștept să iasă toți, clar, dar sper să iasă vreo 10. Acum rămâne de văzut, numai că aventura în sălbăticie s-a încheiat. Acum începe aventura pe terasă. Iată cum se mișcă asta pentru că sub puii care au eclozat ăia doi, deja sunt activi pe acolo. În mod normal ar fi trebuit să -i iau. Dar pentru că nu mai stau acum să le pregătesc cu maternitate, îi voi lăsa sub mama lor. Aici e destul de cald, deci nu fac griji că va răci ouăle. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare.